Bine v-am găsit, dragii mei, este emisiunea Ziua și Cartea, sunt Bogdan Papacostea. Vorbim astăzi despre volumul Curtea Interioară al domnișoarei Alina Pachițanu. Alina Pachițanu s-a născut în 1977 în Piatra Neamț, acum locuiește în Constanța, scrie în Constanța, trăiește și muncește aici. O puteți găsi la Spitalul Județean, este medic-psiholog. Volumul se numește Curtea Interioară, vă spuneam, și se referă fix la Curtea Interioară a Spitalului Județean, așa că pentru constanțeni s-ar putea să fie o imagine familiară. E un volum de poezie, există poeți în Constanța, asta e bine de știut, e un volum de poezie al unui poet constanțean, deci vom prezenta în emisiune pe care le facem mai mulți poeți din Constanța. Culmea, există așa ceva și e chiar aproape o școală de poezie constanțeană. Alina Pachițanu scrie despre Curtea Interioară. Sensul titlului este, vă dați seama, destul de plural. E o curte interioară în interiorul fiecăruia, dar există și o curte a spitalului. Ce se întâmplă în curtea spitalului, în curtea interioară, de aflat, de văzut aici, unde totul are un aer aproape butaforic și de comedie burlescă. Un suprarealism, un burlesc, venit dintr-o zona poeziei care nu este, în general, familiară celor care citesc poezii cu rimă. Sunt aici niște imagini de multe ori șocante, sunt și tandrețuri. Autoarea are un stil aproape telegrafic, e ca și cum ar vrea să transmită obiectiv o realitate care nu este deloc obiectivă, care este fantasmatică. Dar din îngemânarea asta a stilurilor, din îngemânarea conținutului cu stilul, rezultă un volum care este, îndrăznesc să spun, aparte. Este altfel. Sigur că se poate lucra mai mult la genul ăsta de scriitură, sigur că se poate face mai important în felul ăsta, dar așteptăm într-un viitor volum, probabil, asta. Haideți să vă citesc ca să nu mai vorbesc prea mult, să nu vorbesc mai mult decât ar trebui. Farul devenise din nou postament celor doi porumbei gri, grăbiți să-și încercuiască unul altuia trupurile fusiforme pe care pete albe se disting în întunericul prevestitei nopți. Curtea spitalului era goală, doar sunetul flexului popula acest interior viermuind în restul zilei. Muncitorul opri mașinăria huruitoare și ascuțită, își scoase mânușile grele de fier și pocni din degete. Ritmul pe care îl genera nu clintea nicio pană din zburătoarele înamorate sus pe far. Brusc muncitorul își trase fesul pe ochi, parcă voit să-și acopere pupilele dilatate, prin care absoarbe întreaga curte și pocni din nou din degetele albe ca dintr-un instrument nou-nouz neacordat încă. Nici o mișcare, porumbeii dădeau târcoale unul altuia într-un ritual nebun numai al dragostei lor, fără reacție la muzica muncitorului. Toată liniștea asta de seară cădea în fiecare seară, tot dansul ăsta se dansa în fiecare anotimp, numai muncitorul genera parcă în absurd clipocitul ăla dement al degetelor, odată la câțiva ani, cu ocazia reamenajării secțiilor din spital. Iată cum se unesc aici chestiuni foarte pragmatice, reamenajarea spitalului, o poveste interminabilă, și niște imagini aproape suave, porumbei înamorați sau, mă rog, imagini ale indiferenței industriale, muncitorul care își bâzie flexul. Vă spuneam că tot e o comedie burlescă în această aproape poezie, e o proză poetică. În curtea interioară a spitalului a crescut o pădure. Totul s-a întâmplat peste noapte. De la etajul 4 se aude drujba. Câteva surori testează noua tehnologie, drujba cu bypass. Copacii au crescut atât de mult încât crengile intră pe geamuri ca niște motani încordați cu cozile drepte în căutare de teritoriu. Pacienții sunt bucuroși, își scot perfuziile, surorile albe pun branule crengilor mai subțiri, nu încetează să-și facă meseria, se livrează sevă lăptoasă, călduță până la rădăcini. După 3-4 metri cubi de lemn proaspăt tăiat, surorile fac pauză, își odihnesc trupurile fiecare pe câte o creangă și cântă. Aud păsările și se adună în stol, deasupra curții interioare fac rotocoale. Apoi pacienții primesc stiva de lemn proaspăt aferentă ca o doză și încep construcția casei. Până a doua zi dimineață, fiecare trebuie să aibă casa gata și să fie mutat în copac. Pe holurile spitalului, boala îți arată importanța de sine. Sunteți nebuni dacă credeți că gesturile voastre mici au vreo semnificație universală. Vă spuneam că autorul cărții este doctor psiholog, așa că nu-i de mirare dacă apare și o doză de nebunie, așa, măcar la nivel discursiv, în ce scrie aici în volum.
Dar am să vă citesc și poezia care mi-a plăcut cel mai mult, pentru că mie mi se pare cea mai lirică și cea mai personală, una în care nu apare burlescul de care vorbeam mai devreme. Curtea interioară uneori se numește. Uneori nu mai aud păsările la fereastră, ele stau în curtea interioară, toate formând un stol mare deasupra pavimentului ars de soare, toată umbra lor îmi infundă timpanele și curge înapoi în jos spre stern, despicându-l. Atunci inima iese pe afară, ca o grămăjoară de mucegai, și se înghesuie fricoasă înapoi printre coaste ca un bagaj pe care uiți să-l faci când nu pleci. Inima nu doare, constați după mult timp, după atât de mult timp în care tot atât de mult ai trecut pe lângă sute de alte inimi, mai vechi, mai noi, ca păsările care se adună în stol, pe care nu le mai auzi, care doar te umbresc. Foarte frumoasă, foarte suavă, foarte îndrăgostită poezia asta. Zic eu că dă greutate întregului volum. Am vorbit despre Curtea interioară, autor Alina Pachițanu, cartea publicată la editura Tracus Arte. De citit, de văzut cum e poezia contemporană în Tomis și despre cum se mai scrie deci în ziua de azi, cum se mai scrie poezia, cum mai sună poezia. Curtea interioară, Alina Pachițanu, editura Tracus Arte. Dragii mei, sunt Bogdan Papacostea, am vorbit despre o carte bună, citiți-o că nu vă face rău, la revedere pe data viitoare!